În ceea ce privește colectarea selectivă în zona industrială, sunt încă situații izolate în care locatarii sau reprezentanții asociațiilor de locatari nu sunt deschiși colectării reciclabilelor. Motivația ține în unele cazuri de puterea obișnuinței, care uneori bate obligativitatea legală, conform căreia toți locuitorii trebuie să colecteze selectiv. Până cu jumătatea lunii august, am dotat platformele de gunoi din zona industrială cu containere galbene pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Așadar, căminele de nefamiliști din zona industrială vor beneficia de acum încolo de acest program. Este o zonă căreia ne-am adresat mai târziu pentru că este una mai dificilă, mai sensibilă din acest punct de vedere. Lucrurile însă suntem convinși că vor decurge așa cum trebuie, iar locuitorii din zonă vor colecta selectiv deșeurile. Locatarii care locuiesc în imobilele cărora le sunt arondate aceste spații special amenajate pentru colectarea deșeurilor au fost informați despre diferența dintre deșeul menajer și cel reciclabil, dar și despre modul în care trebuie să depoziteze ambalajele din deșeuri reciclabile. Astfel, în containerul galben se vor pune toate tipurile de deșeuri reciclabile, ambalaje de hârtie, carton, folie, plastic, conserve metalice, doze de aluminiu, flacoane de la detergenți. Prima observație a unui administrator care deservește mai multe asociații din municipiu și care se ocupă și de câteva blocuri din zona industrială a fost aceea că locatarii pun doar într-un mic procent deșeurile reciclabile așa cum trebuie. Locatarii din zona industrială au fost informați despre modul în care trebuie să selecteze deșeurile, despre diferențele dintre deșeul menajer și deșeurile reciclabile. Informările s-au făcut din apartament în apartament. Înainte au fost puse afișe la scara fiecărui bloc și de asemenea ne-am adresat administratorilor asociațiilor de proprietari care ne sprijină în demersurile noastre de a colecta selectiv și în zona industrială. Problema des întâlnită în zona industrială este depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcții. Atât locuitori de la căminele de nefamiliști, cât și din alte zone merg și depozitează lângă platforme deșeuri din construcții. Noi dorim să anunțăm că RER Sud ridică deșeurile din construcții numai la solicitare scrisă. Următorul pas este dotarea platformelor de gunoi din zona industrială cu pubele verzi pentru colectarea separată a ambalajelor din sticlă, inscripționate cu mesajul depozitare ambalaje din sticlă.